Bună seara, bună seara, văd că numai dumneavoastră ați intrat. Să mai așteptăm să vedem cine mai intră. Am dat niște invitații și o să mai dau ceva invitații pentru emisiunea din această seară. Să vedem dacă și în această seară vor intra persoane să vadă această emisiune. Da, văd că nu prea ați intrat decât două persoane, mai așteptăm să vedem. Da, nu știu de ce. Probabil că s-au așteptat ca în seara aceasta să continui cu ceea ce am vorbit aseară. Și probabil că, nu știu, nu prea sunt interesate de sport. Dar, ce să vă spun, nu e vina mea. Eu le-am rugat pe persoanele care s-au uitat aseară să îmi scrie ce subiecte să mai abordez. Dacă nimeni nu a dorit așa ceva, eu mi-am dorit foarte mult să continui cu subiectele despre culturism, dar nu știu ce să vă zic, văd că sunteți două, trei doamne, nu știu dacă chiar vă interesează, să vedem dacă mai intră, dacă nu, sincer să vă spun, nu știu ce subiect să abordez. Să încep cu politica, n-aș vrea să deranjez, că de fapt, ce să vă spun? M-am cam săturat. Să încep cu școala. Vai de mine, nici nu vreau să mă gândesc. Ați văzut. S-a dat treapta întâi, să zic așa, foc și potop. Astăzi s-a dat bacalaureatul și s-a susținut la limba română. Culmea tupeului, culmea nesimțirii, iar i-a prins nepregătiți. Nu știu ce să zic. Și noi am dat bacaloreatul, nu trebuia să ne spună nimeni nimic, puneam mâna și învățam. N-am să înțeleg nimic. Mai nou acum văd că de unde da, doamna Cati, nu urla, te rog frumos, stai liniștită că dacă urli mai rău, îți faci rău și te doare inima. Culturismul se face la câmp, perfect adevărat. Unii îl fac la câmp, unii îl fac la sală și alții îl fac la sala de puncte, puncte, mese. Da. Mai și râde, mai și glumim. Nu știu, sincer, dacă nu mai intră alte persoane, ce să vă pot spune? Spuneți-mi dumneavoastră, sunteți trei persoane, ce subiect să discut? Haideți, spuneți, că nu, pe efectiv, nu știu ce să zic. Dacă, eu știu, ajungem la un... Sau, haideți, vorbiți și dumneavoastră cu mine, scrieți acolo, eu vă răspund. Deci v-am spus, haideți să facem dialog, nu monolog. Că
Sincer să fiu, monolog, parcă m-am săturat. Eu vorbesc, dumneavoastră mă ascultați. Nu știu. Deci, nu știu ce să zic. Da. Mi se pare așa, eu știu. Mi se pare... Nu. Dar haide, dacă tot am început cu școala, cu examenele acestea, domnule, nu-i posibil așa ceva. Deci acești copii, pur și simplu, nu știu, sfidează școala, sfidează orice. Auzi, să așteptau ca subiectele să apară pe internet. Păi mă, fratele meu, nu se poate așa ceva. De-aia este un examen, de-aia se dă acest examen după terminarea unui ciclu de 4 ani, da? Și să poată să se departajeze, să facă să departajeze griu, să zic, de neghină, adică cei care sunt buni să meargă mai departe, cei care nu, să rămână acasă, să se ducă la meserii sau să se ducă, pardon, în altă parte. Pentru că, nu știu, merg la liceu și acolo la liceu, Dumnezeu cu mila. Păi, nu-i posibil așa ceva, v-am mai spus. Nu se duc să dea examenul la bacalaureat, nu se duc să dea examenul la care l-au acum de promovare din clasa 8-a în clasa 9-a. După aceea, pe lângă că își fac lor rău, fac rău și la ceilalți, adică la profesori. Că dacă ei nu vor merge mai departe, profesorii nu vor mai avea elevi, atunci se vor închide clasele și uite așa învățământul ajunge de izbeliști. Dar eu găsesc vinovat pe ministrul învățământului și în general parlamentarii. De ce? Pentru că le permite și elevilor, pe de o parte, să facă ceea ce fac, dar le permite și profesorilor. Da, pentru că și profesorii au o conduită, să zic așa, care nu le face cinste. Nu știu, am avut și noi profesori, nu pot să spun că n-am avut profesori tineri sau profesoare tinere, dar parcă, nu știu, aveau un alt bun simț. E, acum totul s-a schimbat. Eu nu că sunt de modă veche, ferească Dumnezeu. Chiar îmi place ceea ce văd la o doamnă sau ceva, dar nu mi se pare corect să meargă doamnele în ținutele alea care merg, să așează pe catedră, na. Sau chiar dacă stau la catedră, să zic așa, pe scaun, stau în poziții indecente, copiii, na, sunt copii, să uită și de învățat nu mai învață. Mai nou, v-am spus, eu nu sunt de acord, nu voi fi niciodată de acord cu Consiliul Elevilor. Păi stai, domne, cum Consiliul Elevilor? Păi ce vine elevul să-l tragă pe profesor de chilos sau de șireturi? Sau mai știu eu ce? În primul rând, un elev nici nu a dat măcar un examen la facultate, nici n-a ajuns până acolo. Profesorul de bine de rău, ce să mai zic, nu mai vreau să spun unde a făcut facultatea, că a făcut, cum îi spun eu, la Spilu Haret, în loc de Spiru Haret, că a făcut-o, cum le spun eu, înainte la Regulane, în loc de Herculane, să duceau turiști și veneau juriști, da? Pentru că facultatea de la Herculane pentru drept era într-o cârciumă, jos la subsol. Deci vă dați seama ce școală făceau acești indivizi.
Dar nu mai contează. De bine, de rău, dădeau și ei un examen, că mai îl copiau, că nu știu ce, dar îl dădeau. Na. Și atunci vine un, vorba aia, un terchea berchea, doilea perechea, un elev de ăsta cu care nu știe nici muții să se șteargă, nici tabla mulțirii nu o știe, da? Faptul că vine cu o mașină dintre aia, așa cum se mai spune, bengoasă, un BMW, un Mercedes, eu știu mai ce e dracu de mașini mai apar pe acolo, telefoane de la de firmă, așa, îmbrăcăminte de firmă, tocuri, nu știu mai cum, și genți. Păi, m-am uitat și anul trecut, și acum 2 ani, și anul acesta. Păi vin, domne, elevii, vin la examenele astea, îmbrăcat ca la parada modei. Doamne, așa ceva nu mi-a putut da să văd. Puteți să spuneți, păi bine, bă, nu contează cum vine îmbrăcat, important e să știe, păi stai puțin că contează și decența cum apari. Deci, primul rând, hai să fii, deci nu zic că, domne, să aibă cum aveam noi înainte, cravată, eu știu, număr la mână și așa mai departe. Te prezentai la examen cu legitimația de elev, cu carnetul de elev. Nu puteai să intri în examen dacă nu le aveai pe acestea două. Nu se mai punea problema de binevenitele telefoane mobile, da? Și nu știu dacă vă aduceți aminte, probabil că vă aduceți aminte. Nu aveați voie nici cu penare sau cum naibile mai zicea, da? Trebuia să mergeți cu stilou sau cu pixul, că în ultima perioadă s-a dat voie cu pixul, dar înainte era cu stilou. Și atât. Acum văd că le permite să intre cum vor, să facă ce vor. Important este că intră în sală, tot ca înainte. Înainte, din câte mi-aduc eu aminte, era un sfert de oră. Adică, domnule, stăteai ca prost un sfert de oră, dacă știai, continuai, dacă nu, duceai foaia de hârtie și cu asta basta. Acum îi ține în sală o oră să facă ce? Să încerce să copieze. N-are rost. Pentru că eu vă spun din proprie experiență, dacă ai învățat și ai văzut subiectul care ți-a fost scris pe tablă, nu durează, dacă spun ceva prostii, vă rog frumos să mă contraziceți. Eu vă spun că, din experiența mea, nu durează mai mult de 3-4 minute maxim să vă aduceți aminte subiectul. Dacă ați învățat, dacă nu ați învățat, poate te țin acolo și o săptămână, că oricum nu-ți dai seama. Eu așa consider, nu știu, poate că eu sunt mai rău, poate că eu sunt, eu știu, de modă veche, dar vă spun clar, nu înțeleg de ce nu se termină cu prostia asta. Domnule, ce îl ții pe elev în clasă la examenele astea, pe căldurile astea de 40 de grade, da, sau câte au? Ați văzut? Vin și spun tot ei, adică ministerul, ce condiții trebuie să aibă un elev pentru a da un examen. Bine, condițiile de la Uniunea Europeană, să aibă aer condiționat, să aibă, cum să vă spun, apă să ia din clasă, să-și umple sticlele și așa mai departe. Deci, condiții decente. Păi de unde? Că la noi nici în orașe nu găsești așa ceva, dar mai da pe la țară. Pe la țară știm noi cam cum e. Da. Și atunci, la ce-l țin, domnule, pe elev în clasă o oră să facă ce? Nu, domnule, 15 minute ajunge. Să începe să scrie, sau mai bine zis, știe subiectul, începe să scrie, își dă drumul la mână și la revedere, stă. Nu, să plece.
Adică nu trebuie să stea în sală trei tembeli care habar nu au ce să scrie și să-i deranjeze pe ceilalți care sunt concentrați asupra subiectului. Ați văzut, astăzi au ieșit de la examenul de limba română, limba și literatura română, ca să-i să zice corect. Da? Și am văzut pe unul care spunea că, adică am văzut astăzi pe unul care spunea că, domnule, nici nu ne așteptam la așa ceva, ne așteptam cu totul la altceva, că așa a apărut pe internet. Păi, stai, frate, tu te iei după internet. Băi, fratele meu, pune-mă mâna și învață să scrie materia, mă. Că de-aia ai terminat un ciclu de 4 ani și trebuie să dai o concurență, să dai un examen. Cine mai e bun merge, cine nu pleacă. Eu așa consider, da. Eu am crezut că după Revoluție, domne, învățământul se va reforma din încheietură, cum să zic. Și îl va face după Occident. Da. Nu că nu l-au făcut. L-au distrus de tot. Da? L-au distrus de tot. Pentru că din 90 până acum, sincer vă spun, numai creaturi am văzut pe la Ministerul Învățământului. Cea mai mare creatură pe care am putut să o văd ca ministru e Coana Andronescu. V-am mai spus eu de mult dumneavoastră, dar știți cum e. Nu prea cred că vă vine să credeți, dar tu, ministru, s-a ajuns să umbli noaptea cu păpornița pe umăr și cu lanterna să-l prinzi pe un tip sau investitor român, da? Care făcuse o facultate după standardele internaționale, da? Că nu poți să spui Uniunii Europene, pentru că tipul respectiv venise din Canada sau din America, dar cred că din America, da? Și făcuse, nu știu dacă o universitate și, da, cred că universitate de litere făcuse. Și această universitate, din câte am înțeles, pentru că prea multe nu i-au dat voie persoanei care investise să vorbească, da? Tipul acesta era român, plecase din România, crescuse acolo și vrea să formeze cadre, să zic așa, sau oameni cu studii superioare care să ia să plece direct în America. Vezi, doamne, Coana Andronescu împreună cu staff-ul ei de la Ciuma Roșie s-au cam ofensat. Și atunci, drept recompensă, în loc să-l lase pe om să continue ceea ce a început, s-au gândit ei că ar fi mai bine să închidă universitatea. Bineînțeles că nu s-a putut. Da, mi-am adus aminte. Era Universitatea Română-Americană. Da, una dintre ele, că mai sunt mai multe. Da. Și era o facultate, v-am spus, parcă de litere. Și n-a avut cum să o închidă, pentru că avea acreditare, avea tot. Numai că Coana Andronescu a crezut că ea taie și spândură, că ea, doamna ministru, ei, n-a putut și a cam început să dea în retragere, să bată în retragere. Facultatea, oricum, să știți că era extraordinar de frumoasă. Am văzut-o la televizor. Era făcută după standardele internaționale, unde, sincer să fiu, nici noi n-am avut la facultate când am făcut eu la Petroșani asemenea laboratoare și asemenea aule, asemenea săli pentru seminarii, da? Toalete am văzut, erau extraordinar de frumoase, dar știți cum e. De ce să avem și noi ceva frumos în România când putem să avem ceva urât în România? Pentru că
Noi ne-am cam obișnuit să avem din ce în ce mai urât. Dar, în schimb, când ieșim afară și vedem pe la străini ceea ce vedem, ne place. Și să nu-mi spuneți dumneavoastră mie că atât timp cât ați ieșit afară din țară, n-ați stat cu camera de luat vedere, bineînțeles, sau cu telefonul mobil, să faceți poze, sau să fotografiați, sau să faceți filme, după care le-ați încărcat pe YouTube, pe rețelele de socializare și să vadă prietenii noastre pe unde ați fost. Foarte frumos că ați făcut așa ceva. Pentru că, uite, așa putem să vedem și noi și să luăm exemplu de la ei. Dar ce folos că văd eu, vedeți dumneavoastră, vedem toți românii, numai cine trebuie să vadă, adică guvernanții nu au ochi să vadă. Da, nu au ochi. Mai nou, chiar acum, să zic așa, pe la 9, fără, eu știu, 10, cam așa ceva, o știre bombă de ultima oră pe care am auzit-o. Coana Agramată Dăncilă o bate creierul ăla ei mic cât ou de prepeliță să plece la Bruxelles. Dar eu n-am înțeles, de fapt nu înțeles absolut deloc ce caută ea acolo. Că ea n-a candidat, nu nimic, numai așa. Da, probabil se retrage vreun prost de pe la PSD-ul și îi oferă locul. Deci vă dați seama ce țară avem. Eu v-am mai spus, până nu se va face alegeri cu vot uninominal și cu responsabilitate. Cu responsabilitate. Adică, domnule, ai candidat pentru punctea X sau Y sau Z, ai câștigat, acolo mergi. Nu că mă mai gândesc, că nu știu ce, că să vezi. Nu vrei să mergi, nu-i nicio problemă. Tu personal pierzi dreptul de a mai merge vreodată și locul tău să fie tăiat. Nu că las că pleacă ăla din partid. Că, vezi, Doamne, iau eu, că eu sunt, să zic, mai cunoscut în județul respectiv sau în partidul respectiv, iau eu votul, dar după aia mă retrag și pleacă altul. Vă dau un exemplu clar. La noi, la Mehedin, s-a întâmplat treaba asta. PSD-ul, ca să câștige alegerile, să zic așa, cum puteau să câștige? L-au luat pe Amărâtul de primar de la Șimian, o comună mai a cătării, frumoasă de admiteri, jos pălăria pentru acest primar, a făcut de toate, nimic de spus, l-au pus pe listă, bineînțeles că cei din județul Mehedin îl cunoșteau, l-au votat masiv, deci au votat PSD-ul. Omul a ajuns în Parlamentul României ca și deputat. Și surprize, 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 cum îmi place mie să spun, au urmat alegerile locale. Nu, alegerile pentru primari, da. Mi-a adus aminte. Pentru că el fiind primar, plecând, a trebuit cineva să-i ia locul. Și a trebuit să se dea un concurs, adică să se facă alegeri. Doamne, că vă sări de la învățământ la primărie cu concursul. Da, deci au fost alegeri. Cine trebuia sigur și câștiga clar alegerile era, dacă nu mă înșel, Romulus Vâlcu sau cam așa ceva, de, oricum de la PNL. Acum când au văzut ăștia de la PSD că sondajele îi aruncă pe locul 3, că așa se întâmpla, deci pe locul 3 ajungeau. Așa au și fost făcute sondajele, deci ei nu aveau șanse. Gurile rele vorbesc. Eu nu am săpat prea adânc ca să pot să aflu, dar gurile rele vorbesc că cei de la PSD
i-a oferit acestui primar, să zic așa, o sumă. Unii spun de 100, unii de și mai mult de 1000 de euro, ca să renunțe la funcția de parlamentar, să vină din nou să candideze la funcția de primar. Bineînțeles că a renunțat. Și cine credeți că a ajuns mare parlamentar de PSD? Un avocat care, Dumnezeu cu mila, a fost în tinerețe, dar s-a hodorozit, a îmbătrânit și a luat o razna, Bălănescu. Îl știu cei din Severin. Și vă pot spune că de câte ori mă uit și eu la televizor, eu nu l-am văzut pe acest Bălănescu niciodată să latre prin Parlamentul României. Ca de admitere niciunul din mehedism nu latră. Parcă sunt, cum să vă spun, parcă sunt bătuți cu leuca în cap toți. Și au și niște nume ca nume, dar au niște porecle de astea de ce vorbește ei cu mâinile de cap. Dar bine, poreclele le au pentru că îi și caracterizează. Un singur senator de Doamne ajută, să zic, de la PSD aveam și noi în județ, renumitul Boască, adică Mazilu. Îi se spune domnul Boască pentru că atunci când era pe la PNL, acest Boască puteai să-l găsești prin Cârțu mai mult pe sumață decât la masă. Nu vorbesc eu, vorbesc imaginile de pe internet. Știi, oamenii care sunt din Severin și văd că sunt câțiva, îl știu foarte bine. Îi știu despre ce vorbesc. Dar să revenim la ale noastre. Deci, au fost alegerile la primărie, la primăria Șimian. Bineînțeles că acest primar, fost primar, a devenit noul primar. Au câștigat alegerile, jos pălăria pentru el. Bine, eu am avut niște clinciuri în campania electorală cu el, deci aia e clar, dar și acum, după ce a luat mandatul de primar, noi trecem pe acolo ca să mergem la carieră și să știți că, totuși, față de alte zone, a făcut ceva. Deci, și a lui, a lui. Deci, eu v-am spus și vă repet, nu mă interesează din ce partid face parte. Poate să fie din partida romilor, poate să fie independent, poate să fie din partida eu nu știu mai care, sau partidul nu știu care. Pentru că ați văzut la primărie, omul sfințește locul. Da? Și edilul din capul localității, cum s-ar spune, nu că trebuie să fie un om foarte cunoscut, trebuie să fie și un om devotat, un om harnic. Că degeaba e fiul satului, cum s-ar spune, și el este fiul cârciumii. Și satul respectiv sau comuna respectivă sau te mai miri ce localitate nu fac sau nu depun niciun efort să facă proiecte pentru fondurile europene și te miri cum rămân aceste sate, aceste comune fără apă curentă, fără drumuri, fără eu știu mai ce, pentru că edilii nu fac altceva decât să taie frunză la câmp timp de 4 ani de zile, după care au căței lor cu ghilimelele de rigoare și încep să umble prin sat, pe la Țața Leana, pe la Țața Măria sau cum îi mai zice, să-i dea, eu știu, o plasă, cadouri, bătrâna, da mamă, sau cum zic ei la noi în Oltenia, da mumă, te botez, mumă, nu contează, matale este al nostru. Și el, săracul, e un bețivan ordinar, stă prin cârciumă mai rău ca... Da, acum iar, dacă ați văzut la televizor, cu viceprimarul, care n-a avut mai bun să facă altceva decât să fure de pe acolo. Asta e România. Nu știu,
Și când? Da, domnul Vlădic, acum a văzut că trebuie să mai în jos. Da, dumneavoastră spuneți că fratele lui Romulus Vâlcu? Îmi cer scuze dacă am greșit, dar eu știam de Vâlcu. Probabil că da, nu, bine, n-am fost prea mult interesat. Oricum, din ceea ce am aflat, era un candidat foarte bun. Îl susțineau cei din județul Mehedinți, sunt așa, lua, câștiga clar alegerile acolo. Iar cel care era al PSD-ului, sondajele spuneau că ajunge pe locul 3. Și atunci, ca să nu se întâmple acest și așa, dumneavoastră ziceți, în locul lui Trușcă, la Camera Deputaților, a mers Alina Teiș pe locul 4. Mai bine nu mi-aduceați aminte de Alina Teiș, pe cuvântul meu. N-am nimic cu ea, dar când văd pe Alina Teiș, parcă o văd pe Dăncilă și cu Carmen Dan. Pe cuvântul meu. Ele sunt sărăcuțele, niște creaturi ale filmului Stan și Bran. Pe cuvântul meu. Deci, am văzut-o mai nou pe această învățătoare, că am înțeles că e învățătoare, dar nu contează că e învățătoare, dar am înțeles că e atât de deșteaptă încât generațiile de copii care ies de la ea cunosc carte de sărup, cum ți-ar zice. Da. Și atât e de deșteaptă încât, dacă ați văzut, nu știu sigur, dar mai mult ca sigur, că ajunsese într-un timp la inspectorat. Și vezi, Doamne, vrea să fie cea mai tare. Și acolo se bătea moneda să ajungă doamna Praja. Și ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat. Că în loc să-i ofere acestei persoane care știți și dumneavoastră ce merite importante are, doamna a lăsat totul baltă, copii olimpici, copii extraordinar de buni și a plecat în America. Și acolo, vă dați seama, va pregăti lotul copiilor din America și te mai miri că mâine, poi mâine o să vedem, nu campion, o să vedem olimpici americani. Și ai noștri nu. Asta e România, n-avem ce să facem. Pentru că nu știu dacă ați văzut că n-am apucat să scriu tema, pentru că eu de fapt astăzi vreau să vorbesc în continuare despre culturism, așa cum vă obișnuisem de aseară să continui, dar pentru că nu erau decât trei persoane când am început, am intrat cu discuția despre examenele care s-au dat, despre învățământ, pentru că, sincer, am rămas așa, blocat, stupefiat, tâmpit, să zic așa, la urma urmei am rămas să văd la televizor că acești copii astăzi erau, cum să vă spun, erau disperați, erau, parcă erau turbați. Am urmărit pe internet și n-au căzut subiectele de pe internet. Păi bă, fratele meu, unde s-a mai pomenit așa ceva? Să scadă subiectele. Cine e internetul ăsta? Ca și cum ar fi un ziar și care e problema? Trebuie să-ți dea de pe internet? Nu știu. Nu știu, așa ceva e strigător la cer, să ajungă copii. I-am văzut pe ei mici de la clasa 8-a, toți au rămas tâmpiți că nu știau ce să scrie. Să spiriaseră că ce subiecte le-a dat. Da? Și au scris numai palavre pe foi. Numai aberați. S-a dus valul acela, a venit acum cei de la clasa 12-a. Și nu se poate așa ceva, deci nu se poate. Și la copii, 20.000 de copii nu s-au prezentat. Și acum văd că vine PSD-ul, de unde ori scoate bani, nu știu. Pentru că majoritatea vă văd sunteți pensionari. Și vă întreb eu, domnule Vlădica, că dumneavoastră sunteți pensionari de mult și vă știu foarte bine.
Spuneți-mi și mie de unde scoate bani să vă dea 15% acum, pe 1 septembrie. Că v-au păcălit la 1 ianuarie, că vă dau 9%. Cu tot respectul pentru dumneavoastră și pentru toți pensionarii, nu aș vrea, mai bine aș vrea să mă înjurați, deci rețineți, în toamnă și să vă dea 15%. Deci să mă înjurați că n-am avut dreptate. Dar credeți-mă, nu cred că vă vor da 15% pentru că nu au bani. Și acum mai nou, acest individ de la Ciuma Roșie mai au tupeu să iese la televizor să spună că pentru fiecare zi, rețineți, când un copil merge la școală, îi se va da 10 lei. Păi am o întrebare. Eu dacă mă duc la servicii, în afară de salariul care îl am, de ce nu-mi dă și mie, eu știu, tot 10 lei? Că mă duc la servici. Păi da. Măcar banii ai bani la pariuri sportive. Știu că i-am luat degeaba. Moca. Auzi, dai bani la copil să meargă la școală. Nu știu, domnule, în ce țară trăim? Eu v-am mai spus că suntem o țară neguvernabilă. Dar cred că am ajuns, sincer, noi cred că suntem în facem parte din țările din lumea a treia, pe cuvântul meu. Dacă stau să mă gândesc bine, eu cred că și Zimbabwe, că ei erau prin lumea a treia, ne-au depășit și ei. N-am mai urmărit să văd cine mai face parte din lumea a treia, dar cred că România, dacă ar încadra, pe cuvântul meu, să facă ăștia o încadrare a statelor, eu cred că România e în lumea a treia și, zău sincer, nu ar deranja pe nimeni. Pentru că la noi totul este la pământ. Învățământul e la pământ, medicina e la pământ, construcțiile la pământ, agricultura, să zic că nu e la pământ, e sub pământ, da? Și ați văzut și dumneavoastră. Vin fermierii, oferă câte 1 milion pe zi, mâncare, băutură, cazare și nu au oameni. Acum vor mai nou să aducă din, eu știu, de prin Kuala Lumpur sau de unde, bine, nu știu de pe unde, că tot au zis Zair sau să ia dracu de pe unde aduc, că nu au oameni. Cai noștri se duc în străinătate pe salarii mai bune și ăștia să plâncă de ce pleacă acolo. Păi fratele meu, trebuie să ne gândim. Omul pleacă pentru că afară poate că muncesc mai ușor și câștigă mai bine. Poate, am spus. Sunt locuri de muncă afară unde se câștigă mai greu, adică se lucrează mai greu. Dar în general se lucrează mult mai ușor, pentru că hai să ne gândim. La noi în construcții, dacă ies o iei așa, nici aparate nu ai ca lumea, nu ai cu ce să lucrezi. Afară, din câte am înțeles și am văzut și am aflat, au aparatură mult mai bună, mult mai performantă. Numai că la noi e tot cu mentalitatea aia veche, lasă că merge și așa, lasă că facem și așa. Ați văzut, numai departe cu drumurile din România. Azi începe marea asfaltare și mâine, cum zic ce românul, ceasul rău și mâța 13. S-au dus ăștia și au filmat pe autostrada Moldova-Constanța, oamenii se odihneau și dormeau în plină zi, la ora 10 dormeau. Deci asta e. Sau dacă ați văzut da, mă uitam că cineva a scris politica curvelor a distrus totul. Nu știu cam ce vrea să spună, dar cam bănuiesc eu. Păi, domnul Constantin, ce pot să vă spun? La ce vrea să vă fiți mai explicit?
că din ceea ce scrieți aici eu înțeleg cu totul altceva. Dar la ce vrea să vă așteptați? Că politica noastră în România are, să zic așa, cum ziceți dumneavoastră, curbe. Păi da, sunt toți politicienii sunt curbe politice. Cele mai multe curbe politice, știți unde le găsiți? În județul Mehedinți. Vă spun eu. Dacă cei care sunt și văd, sunt din județul Mehedinți și știu să-mi spună dacă am sau nu dreptate. Pentru că de fiecare dată, în special la PSD, da? Pe listă apar fețe, fețe noi, care nici nu-i cunoaștem. Iar ai noștri, frumoși ca brazii și bețivi ca nimeni alții, da? Dispar în alte județe. Un caz celebru e Nicolicea. Asta cât a stat pe la PSD Mehedinți, când a văzut că nu mai poate să întindă coarda, că nu-l mai votează lumea, și-a luat jucăriile și a plecat. S-a dus el al doilea mandat din alt județ. Acum, nu știu, mi se pare, dacă nu mă înșel, că e deputat de Giurgiu. Sau în orice caz, deputat de, eu știu, de zona de la Dunăre, din sudul Dunării, din județele acestea, în orice caz. Și acum, normal ar fi ca el să iese la pensie, că din câte știu eu, cred că are în jur de 67 de ani sau cam așa ceva, sau 65. Dar nu o să iese la pensie, că știți cum e problema, e locul ăla cald. Și ați văzut, a terminat facultatea la ce drag de vârstă a terminat-o și fără experiență, fără nimic, că n-a prestat vreodată meseria de avocat sau procuror sau judecător. Găsiți-o, domnule, să-l pună ministrul justiției, un analfabet cu diplomă. Da. Și în România, dacă oamenii se duc să se angajeze, apare acolo la forțele de muncă că onor angajatorii fac angajări. Nu zic că nu fac, dar trebuie să ai o anumită vechime în câmpul muncii. Și parlamentarii nu trebuie să aibă nicio vechime. Nu. Îi pune ministrul fără nicio vechime, fără nimic. Merge. Aici ce, parcă șofer nu poate să conducă ministerul. Doar avem așa ceva. Avem o caricatură. Școala nu a mai făcut-o, în schimb, trebuie să conducă de acolo, de sus, că au învârtit banul și cu asta basta. Și de ce să nu stea ei în frunte acolo sus, stă un mandat, stă două, stă trei, și să trezesc după 12 ani de traschiulum, de tăia frunze la câini, că le-a crescut burțile, nu mai au unde să se îmbrace și pentru asta PSD-ul s-a gândit că nu mai au cum să supraviețuiască. Și în afară de pensia aceea specială, care e 100, 100 și ceva de mii de euro, dacă ai stat 3 ani, 3 mandate, îți mai dă și un ajutor de supraviețuire de vreo 60 de milioane. Nu știu. Oamenii ceilalți în România poate să trăiască cu ce Mircea, cu 5 milioane, cu 7, 8 sau cât ori mai avea. Iar ei nu poate să trăiască cu 100 de milioane, le mai trebuie și un ajutor de supraviețuire. În loc, eu așa am spus, domne, ajutorul ăla care îl dă lor de 60 de milioane. Domne, dacă le dă 10 milioane la un om, sunt 6 oameni. Câți parlamentari sunt, da? Gândiți-vă câți oameni ar mai lua și ei 10 milioane, plus pensia lor care o mai au de 2 milioane, de 4 milioane, de asta. Și ea îi aduce pe tot pe linia de plutire, ca să nu mai vorbesc cu pensiile speciale nesimțite. Deci v-am spus când am avut emisiunea despre politică,
Și acum am ajuns fără să vreau să vorbesc chiar despre așa ceva. Deși nu-mi place, nu-mi place, m-am săturat, mi-e scârbă să-i văd, da? În 2018, statisticile spuneau că la sfârșitul anului erau înregistrate peste 100 și ceva, 110, 120 de magistrați care aveau pensie, rețineți, aveți grijă să nu cădeți de pe scaun când vă spun, peste 1 miliard de lei. Și vreau să vă mai spun că ceea ce am uitat să vă spun până acum și am descoperit că mulți erau bolnavi. Și pentru că erau bolnavi, aveau și diferite boli care le permitea să ia pensie de handicap. Deci rețineți, ei nu plăteau nici impozit. Da? Așa cum și acest Nicolicea, cei care sunt din Severin știu foarte bine. La noi în Severin nu ți-a tras un glonț, nici de cauciuc, cel puțin, nici ce să mai. În schimb, el este martir în Revoluție la Severin. Care Revoluție? Eu mi-aduc aminte foarte bine că eram în facultate atunci și am ascultat Europa Liberă și știu exact ce s-a întâmplat, nu vreau să mai vorbesc, o să fac o altă emisiune pe tema asta. Și am fugit imediat acasă, am venit acasă, că na, nu știam ce se întâmplă, erau părinții acasă, am zis, hai că vin acasă. Nimeni, dar nimeni, nu s-a agitat pe aici, decât în centru la primărie, bineînțeles că cine credeți că era acolo? Îl întreb pe domnul Romică. Domnul Romică, ia spune, cine era la primărie acolo de intrat în primărie primul? Mai vă aduceți aminte? Vă spun eu, țiganul FIFA. Da. Cu vestita lui pălărie în cap, gogoșarul roșu. Unul mic umflat ca un gogoșar și avea și un gogoșar în cap. Țiganii lui FIFA. Deci ei au fost primii care au intrat. Au aruncat cărțile pe geam ale lui Ceaușescu, au dat foc, ce dracu au făcut, câteva minute a dat foc, le-au aruncat și au luat un drapel și gata, au cucerit primăria. Aia a fost totul. Și vă spun sincer, au trecut două avioane, eu atât am reținut atunci, au trecut două avioane care mergeau de la Craiova, cred că spre Timișoara, sau Dumnezeu cu mila, dar în orice caz s-a îndreptat în zona aia. În rest, liniște și pace. Lumea nu ieșea pe străzi, decât așa, să plimbau, că n-avea cine să se tragă la noi, nu se supăra nimeni pe nimeni. Pentru că la noi a fost comunismul în floare. Da, la noi a fost comunismul în floare, este și va fi comunismul. Aici, în județul Mehedinți, nu se poate schimba nimic. Să sperăm că se va schimba și va cădea ciuma, dar nu cred. Să sperăm că la alegerile locale viceprimarul Cârjan va reuși, de la PNL, va reuși totuși să-l detroneze pe ăsta mic cu burta mare, da? Pe Screciu, care doar nu face altceva. Umblă în mașină, că i-a crescut burta și nu poate să se deplaseze prin oraș, și merge la Decebal, la magazinul unde are, l-a închiriat tot, și al lui, vezi, Doamne. Și are sala de sport și mai nou a închiriat și policlinica. E tot a lui. Etajul 1 sau parterul. În orice caz. Deci cu aia se ocupă el. Da. Și sunt foarte curios. Sunt foarte curios și cred că nu o să am o surpriză și o să fie realizată treaba și o să vă mai spun eu. Am să vă pun și filmulețe. Din 4 în 4 ani, când sunt alegerile la primărie, în fața primăriei se schimbă dalele. Cei care sunt din Severin poate să-mi spună. Și acolo se face reinvestirea de bani, se mai spală banii. Aia ne trebuie acolo să se schimbe dalele la primărie, că, vezi, Doamne,
le-au schimbat acum 4 ani și chipurile că s-au deteriorat. Păi ce a trecut, mă? A trecut tancul. Ce a trecut pe acolo, mă, frate, pe bordură? Alele schimbă, dar alele de pe bordură, din fața primăriei. Dar ei le schimbă, că, na, știți cum e. Ei nu pot să trăiască dacă nu fură. Și cum poate să fure, că ar să duc la pușcărie? Fură cu acte în regulă. Păi da. Pentru că puteți să spuneți, dar cum știi tu că fură? Păi da, din moment ce ei nu vine la licitație decât o singură firmă, sau mai nou, să prezintă 3 firme. Că așa scrie legea, să fie minim 3 firme. Dar toate sunt înțelese. Cum dracu să prezintă toate 3 firmele, da, da? Și de ce credeți că pierd celelalte 2? Nu au complet caietul de sarcini. Păi mă, frate, când l-au depus cu 3 luni de zile înainte, cum spune legea, de ce nu l-au verificat, nu li s-a verificat? Dar de ce să verifici? Lasă-i să intre în competiție și începe șantajul. Dacă o să se uite lumea în mehedinți, cine câștigă, câștigă tot aceia care au mai avut. Da, care au mai avut afaceri. Așa cum a fost și cu muzeul de la Turnul Severin. Vai de mamă de om. Nici acum încă nu e gata. Tot așa, lucrările continuă. Cred că are, dacă nu mă înșel, vreo 3 ani, dacă nu 4. De când tot fac la el. Ce fac, fratele meu? Și-au făcut, mă, frate, că acolo nici n-aveau voie să se apropie în curtea muzeului de nimic. Am înțeles că deja au modificat, au făcut, au dres. Păi, domne, lasă-l așa cum este. Pentru că mai văd câteodată vine și zice, mâine sunt zilele Severinului, sau mai bine zis, nu zilele Severinului, și zice, stați așa că nu vine acum, da, nu am un laptop și nu mi-aduc aminte acum, dar în orice caz, păi, da, scuze, mi-am adus aminte. Sunt zilele cetății medievale de la Turnul Severin. Păi, bă, fratele meu, dacă sunt, cu ce îmi dovedești tu mie că noi avem ceva medieval în Severin? Să-mi spună mie, severinenii, ce mai avem, ce urme mai avem aici? Că la muzeu au început să facă vraiște, piciorul podului, cât pe aici să-l dărâme, că le venițele lor, că în loc să-l spele, să-l aranjeze, să-l facă, da? N-are rost să stea acolo. Și m-am uitat și eu. Dom'le, când e așa ceva la Sighișoara, la Târgu Mureș, la Sibiu, toată frumusețea, te uiți, îți place. E extraordinar de frumos. Au orașul nou, orașul vechi. Străzile acelea cu pavele ți aduce aminte de, cum să vă spun, de orașul vechi. Lampadarele aveam și noi, extraordinar. S-au dus dracu tot. Toate pavelele noastre le-au luat și le-au dus probabil la vreun șmecher acasă. Nu mai e nimic. Mai aduce ceva așa aminte despre orașul ăsta vechi, să zic așa, niște bănci rătăcite prin parc. În rest nimic. Și pe alea l-au stricat. Au adus dintre astea de ale noi. Am avut tei original. Au adus acum tei sălbatic. Nu miroase nici cu da dracu. Am avut trandafiri. Orașul nostru înainte se numea pe drept orașul rozelor sau orașul trandafirilor. Dom'le, când mergeai în parc, îți plăcea de drag să te-ai.
Acum, asta e, deci îmi pare rău că nimic nu se face ca lumea în orașul ăsta, se face totul de mântuială, se fac mare asfaltare când apucă pe câte unii asfaltează, iar mai trage un strat de asfaltare, uite așa, numai să se cheltuie bani, bani publici. Bine să și râde altceva. Când e căldura foarte mare în Turnul Severin, de multe ori, pe mijlocul șoselei, să zic, adică bulevardului, noi avem frumos de anumite niște fântânițe așa frumos, unde țâșnește apă și sunt iluminate și, bineînțeles, mai răcorește puțin. De multe ori când e foarte cald, alea nu merg. În schimb, merg iarna, toamna. Apare frig, ele merg. Când e cald afară, nu merg. Și așa de bine le reglează, încât dacă treci cu mașina mai aproape de ele, s-o face varză. Asta e. Da. Îmi pare rău că, vedeți, iar mă ambalai, de-aia spun eu că nu prea îmi place să mai vorbesc despre politică, că mi-aduc aminte de toate datoriile, mai ales din campania electorală când am candidat și n-au avut tupeu să stea față în față cu mine la o emisiune televizată. Le-am spus. Deci mi-am dorit să discutăm, dar nu așa cu povești, cu vrăjeli, cu șmecherii, cu documentele pe masă. N-au avut tupeu. Tot fugeau, deci tot fugeau ai de la PSD în emisiuni, dar singuri. Deci, să vorbească ce vrea el. Și unde credeți că se ducea? La televiziunea de casa lor. E normal că prostul la care îi lua interviu sau așa, moderatorul, era cățelul lor. Normal că avea întrebările puse pe hârtie, știa ce îi spune. Și nimeni nu-l oprea. Ăla lătra precum cățaua la lună, nimeni nu-l oprea. Când făcea și el câte o pauză, intervenea cu coana și l-ajuta cu o întrebare. Ăla vorbea, bătea câmpii, că dacă ar fi fost față în față cu mine sau față în față cu alții de la alte partide, vă spun eu că se schimbau treburile, pentru că nu mai puteau să mintă. Asta e. Deci am început cu școala și am ajuns până la urmă la politică. În orice caz, ce vreau să vă spun, că îmi pare rău că această generație de copii care a venit acum din urmă crede încă în prostia lor, că ei sunt deștepți. Dom'le, dar să nu pui mâna să înveți deloc. Să spui că noi aveam încredere că ce era și pe internet ne va cădea și nouă. Păi mă, fratele meu, nu internetul te salvează, cartea te salvează, pune-mă dracu mâna și citește-mă. Cum să vii să spui așa ceva, aberațiile dracu? Și unde mai pui că ăștia s-au gândit aici de la minister, da? Să le facă o surpriză. Și le-a făcut o surpriză neplăcută pentru ei, dacă ei sunt analfabeti și nu știu. Le-a dat la română subiecte asemănătoare cu cele de anul trecut. Și cu toate astea, aici puteți să vă dați seama, pentru că, nu știu, cei care au făcut facultatea și văd câțiva care sunt aici, da? Și au dat examen sau am dat toți examen. Mi-aduc aminte că eu, dacă anul ăsta, să zic, eram în anul 4 de liceu, sau anul 3 de liceu, că de atunci începeam să mă pregătesc, să învăț asta, luam și eu documentele, mă uitam să văd, că pe atunci nu aveam de unde să iau internetul, dar luam, eu știu, găseam un curriculum, găseam, eu știu, programe sau ce găseam. Și mă uitam ce s-a dat în anul trecut. Rezolvam exercițiile, rezolvam problemele, da? Bineînțeles că în anul care urma nu erau la fel, dar totuși erau asemănătoare. Dar dacă le făceai, era imposibil să nu-ți aduci aminte.
Și eu v-am spus, eu așa rețin, dacă nu rețin bine, puteți să mă contraziceți. Parcă știu că noi aveam 15 minute obligatoriu să stăm în sală. Dacă nu știai, plecai. Și mi se pare destul de corect. Nu știu ce prostie asta cu o oră, sau stăteam și noi o oră, dar în orice caz, chiar dacă a fost și la noi o oră și acum e tot o oră, mi se pare o prostie. Sincer să vă spun. Că și la facultate, când dădeai examen, deci scris, da? De fapt, scris, nu scris, că scris venea profesorul și spunea subiectul și începeai să scrii. Când dădeai examen, da? Trăgeai subiectul și te uitai la subiect, începeai să scrii pe foaie, după care, bineînțeles, ieșeai la tablă, ți le expuneai și circul se termina. Dar dacă nu știai în primele 4 minute, 3-4 minute, ți se bloca creierul, te gândeai dacă ai învățat exact la subiectul respectiv, știai, scriai, nu știai, efectiv nu mai avea rost să stai în sală. Mulți dădeau foaia, dădeau biletul. Ne mai ruga profesorii. Eu unul tot timpul am stat în sală. Pentru că mi-a mai venit așa câte o idee, dar bineînțeles, în momentul în care n-am știut, dar nu se prea întâmpla, pentru că noi am fost o generație care de bine de rău mai citeam. Și, nu știu, parcă aveam și respect, aveam și rușine, nu știu ce să zic. Dar elevii de acum, v-am spus, nu sunt ei de vină. De vină e ministerul. Pentru că le permite la profesor să facă ceea ce fac, le permite la elev să facă ceea ce fac. V-am spus, eu nu sunt de acord și nu voi fi niciodată de acord cu sistemul ăsta, că vezi, Doamne, elevii au comitetul lor de elevi, părinții au comitetul lor și așa mai departe. Doamne, era pe timpul nostru cu părinții, dar nu se implicau în prostiile astea la școală, că de ce i-a dat nota lui nu știu care, atâta, că nu știu ce, că de ce îl lasă repetent și așa mai departe. Și urmările, uitați-vă la examene acum. Ce să vă spun? Pare rău că am ajuns aici, ne merităm soarta, dar nu putem să facem nimic ca să-i ajungem din urmă pe ceilalți, nici nu ne dorim așa ceva, ne dorim să fim mult mai în urmă. Mă gândeam că după 30 de ani, adică după atâția ani de comunism, poate vom ajunge și noi să prosperăm, să ajungem și noi acolo sus la masa bogaților, cum spun ăștia la fotbal. N-am ajuns. N-am ajuns. Nici nu o să ajungem, vă spun eu. Mai degrabă decât masa bogaților, vom ajunge la masa săracilor. Cu siguranță cred că locul nostru nu trebuie să ne supărăm. Asta este. Suntem în partea unde se spune că lumea a treia. Acolo cred că am ajuns. Dacă n-am ajuns, nu mai avem mult. Pentru că la cum ne comportăm noi ca și români, dar v-am spus, când ieșim afară, suntem așa de încântați, așa de alergăm cu aparatele de filmat. Facem filme, facem poze, umplem Facebook-ul, umplem Twitter-ul, umplem, eu știu, YouTube-ul, Instagram-ul, tot îl umplem cu poze, să vadă prieteni, să vadă. Ne lăudăm, asta e. Dar de ce să nu ne lăudăm cu România noastră? N-avem cum. Asta e. Deci, doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. V-am spus, vă mai repet, vreau să continui cu ce am lăsat aseară în urmă, adică cu culturismul. Vreau să vă vorbesc tot despre grupa mare, pentru că aseară ținea urmărit emisiunea. V-am spus că grupa mare formată din spate, de fapt ce cuprinde spatele, pieptul, picioarele, umerii sau deltoizii, cum ni se mai spune. Și astăzi vreau să vă vorbesc, după ce v-am vorbit aseară și
cred sau și așa vreau să cred că ați reușit să mă înțelege sau să mă fac înțeles, da? Pare rău că nu am cum să vă arăt în direct așa ceva ca să puteți să intrați și dumneavoastră în atmosfera acestui sport, da? Astăzi vreau să vă vorbesc despre umeri, să vă mai recapitulez, cu toate că știu că nu vă place când auziți cu recapitularea, dar mie îmi place să știu că dumneavoastră ați fost atenți și că ați înțeles. Și vă rog să mă credeți că aș putea să vorbesc și în alți termeni, dar nu vreau. Prefer să vorbesc în limbajul nostru, al omului de rând. Pentru că nu mă fac nici mai frumos, nici mai deștept. Dacă vin în fața dumneavoastră, pun o foaie și o citesc aici și vin cu niște termeni dintre aia pe care, sincer, nici eu nu știu, da? Și încep să palavrăgesc. Nu, prefer să vorbesc în termeni populari, ca dumneavoastră să înțelegeți ceea ce vreau să vă spun și să nu pierdeți timpul degeaba, uitându-vă la mine ca la o statuie care, vorba aia, pune cai verzi pe perete. Nu, mai bine vorbesc simplu și cu siguranță vreau să cred că veți înțelege ce spun. Deci în seara aceasta vreau să vă vorbesc tot despre culturism, despre grupa mare, despre, am spus, despre umeri sau deltoizi, despre picioare și, nu în ultimul rând, vreau să vă vorbesc și despre abdomene. Dar, pentru că atunci când am intrat la ora 9, pentru că eu sunt punctual ca și un ceas, știți dumneavoastră cum spunea, punctual ca un ceas Omega. Da? Așa îmi place să fiu. Așa mi-a plăcut tot timpul. Poate că din cauza aceasta am avut de pierdut în viață. Nu știu. Acum asta este. Eu place să nu dezamăgesc sau să nu-mi dezamăgesc prietenii, cu toate că alții mă dezamăgesc pe mine, dar asta e situația. Trebuie să ne gândim că trăim în România și, așa cum spunea cineva, asta ne ocupă tot timpul. Da, deci aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă mulțumesc că ați avut amabilitatea să mă ascultați și dacă cumva ați pierdut această emisiune, nu fiți supărați. O găsiți pe YouTube-ul meu, o găsiți pe Facebook, puteți să o reascultați și vă promit că mâine seară, dar tot timpul vă spun, nu mă întrebați ce am să vă vorbesc mâine seară, pentru că eu sunt un tip imprevizibil. Și ați văzut în seara aceasta. Fără voia mea am ajuns să vorbesc de altceva care efectiv nu aveam în plan. Deci, aceasta a fost emisiunea din această seară. Eu vă urez o seară cât mai frumoasă și aveți grijă. Mâine, cei care sunteți în vârstă, faceți-vă aprovizionarea de dimineață. Mâine va fi caniculă insuportabilă. Rețineți, temperaturi de peste 40 de grade la umbră. Deci aveți grijă, dar o să mai vorbim despre așa ceva în alte emisiuni. Deci vă mulțumesc pentru audiție, vă urez o seară cât mai plăcută, vă îmbrățișez și vă pup cu drag.